Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii De Vorbă cu Iosub Robert. Alături de noi, domnul Șerban Strătilă. Bună dimineața. Bună dimineața. Și bine v-am regăsit. Panelist cu state vechi, dar deocamdată doar membru din cauza valorilor incontestabile care sunt la vârful PNL-ului, pe lângă în care nu prea mai încape nimeni. Încotro merge acest PNL? Este o emisiune în care noi ne dăm cu părerea. Avem opinii. Vă referiți la cel local sau la cel național? La cel local. Cel național e cu național. Noi suntem pe plan local și dumneavoastră ca penelist foarte, foarte, foarte vechi. Da. Local cred că e pe un drum greșit de mai mult timp. Nu e doar n-aș vrea să spun că este doar responsabilitatea sau, mă rog, vina, poate nu spus vina, sau se datorează doar celor care au fost în conducere și subsemnatul a fost în conducerea locală, deci evident nu mă pot... Până când v-au dat la o parte. V-au ajutat. Mai bine zis mă retras eu, pentru că am considerat că nu e drumul pe care mi-aș dori să merg în continuare. Au fost niște, hai să zicem, niște lucruri impuse de la nivel central. Eu n-am fost, dacă vreți, niciun fan al acelui USL, dar dacă tot s-a făcut, eu am considerat chiar la momentul respectiv că cel puțin aici la Neamț trebuiau puse lucrurile pe hârtie și clarificate de la început, pentru că atunci când intri într-o asociere, într-o alianță. Contra naturii. Contra naturii. Pe stânga, cu dreapta, ne place. Asta e o discuție pe care o putem purta mult timp de acum încolo. Asta am mai văzut alianțe stânga cu dreapta. Prima a fost alianța DA. Dacă vă aduceți aminte. Aia care a dispărut. Și care se revigorează acum. Deci a mai fost una stânga cu dreapta și a mai fost una stânga cu dreapta atunci când a guvernat PSD-ul cu PDL-ul. Aia n-a fost o stânga cu dreapta. Deci s-a dovedit că nu funcționează. Nu, la noi nu prea funcționează niciun fel de alianță. Din păcate. Și avem o problemă cu asocierea în general, noi ca popor, nu doar în domeniul politic. Totuși trebuie să recunoaștem că această alianță, contra naturii cum este ea, a deplasat PNL-ul dintr-un bazin electoral de 12-14% într-unul mai mare, într-un 20-20 ceva, care ulterior văd că s-a spart din nou și s-a dus mult mai jos. Eu n-aș fi de părerea asta. Eu cred că bazinul electoral era deja undeva pe la 18-20%, poate chiar mai mult. Să nu uităm că, în definitiv, cam ăsta a fost rezultatul PNL-ului atunci când a concurat singur la ultimele alegeri. Când a reprezentat o alternativă. Da. Nu știu dacă neapărat chestiunea asta, domnule, că avem acum mai mulți primari, președinți de consiliu județene și așa mai departe, e chiar așa, sigur, e un rezultat, dar nu e neapărat un motiv de entuziasm. Pentru că lucrurile, și într-o formațiune politică, și într-o societate comercială și în orice altfel de instituție vreți, lucrurile se construiesc greu și dacă vrei să construiești sănătos, trebuie să ai niște reguli pe care să ți le respecti, să fie de asemenea sănătoase și să pornească de jos în sus. Pentru că atunci când niște cetățeni care vremenic ocupă niște funcții, iau anumite decizii, niște birouri, undeva prin capitală sau poate în alte locuri și li se impun aceste decizii fără consultare celor de la, între ghilimele, talpa organizației, lucrurile nu pot să funcționeze cum trebuie și s-a văzut. Uitați, deciziile totuși sună destul de bine. Noua perspectivă de alipire cu PDL-ul va da PNL-ului primar la Piatra Neamț, viceprimar la Piatra Neamț, primar la Roman. Nu ne-a dat nimic. O să le dea, că odată cu venirea PDL-ului în PNL, Gheorghe Ștefan, Leureanu, ceilalți vor deveni colegii dumneavoastră. Deocamdată nu. Deocamdată nu, dar deocamdată vor deveni nu. Colegii dumneavoastră, veți fi
coleg cu, să spunem, Mircea Pintilie, veți fi coleg cu foarte multe valori ale PDL-ului care vor migra, vor intra. Bine, cu o parte în... dintre domniile lor am fost colegi în PNL în anii 2003-2004. Și v-ați tratat, da? Da. Eu pot să vă spun de pe acum că nu voi fi coleg de partid cu acești domni. Dacă se fuzionează... Nu pentru că aș avea ceva personal, niciun caz, Doamne ferește. Chiar cu unii dintre ei, pot să spun că chiar îi apreciez și le apreciez activitatea. Eu vreau să-l văd pe domnul Pruteanu coleg cu domnul Ștefan și pe domnul Usărescu coleg cu domnul Leoreanu. Da, tocmai aici cred că un pic de gândire în perspectivă ar fi mai bună. Ați văzut toate aceste măsuri, toate aceste protocoale, cum vreți să le spunem, aceste alianțe, s-au făcut de multe ori pentru îndeplinirea unui scop imediat, nu? Până la urmă, această alianță care s-a semnat PNL-PDL, dincolo de chestia asta doctrinară cu unificarea, așa zisă unificarea dreptă, în care eu nu cred. Eu nu văd de ce PDL-ul ar fi partid de dreapta. N-am văzut să ia vreo măsură de dreapta cât au fost la guvernare. Asta e opinia mea. Sunt și ei acolo niște băieți care au vrut să fie la putere tot timpul. Și atâta tot. Punct. Revenind la ce vreau să spun, deci acestea se fac pentru îndeplinirea unui obiectiv imediat, respectiv câștigarea președinției, nu? Că asta a fost principala rațiune, nu acea doctrinare, hai să fim cinstiți. Bun, dar cineva dintre înțelepții care au pornit această acțiune s-a gândit, bun, câștigăm președinția, să zicem, și ce facem după asta? Care sunt... ce fel de Românie vrem să creăm noi după ce vom câștiga și președinția? Că, vezi, Doamne, ăsta mai era ultimul bastion care nu mai stătea în calea forțelor democratice, nu? Ce fel de Românie? Vrem să perpetuăm una sau să o perpetuăm pe asta din zile de azi în care, nu știu, azi ești liber, mâine nu ești, ești judecat, ești condamnat, nu ți se admit probe... Asta e România pe care vrem să o continuăm. Dacă e asta, atunci poate că nu mai are o schimbare. Dacă nu, dacă e vorba despre altceva, se dorește o altă față a țării, se dorește, nu știu, încurajarea capitalului autohton, se dorește ca instituțiile statului să-și facă datoria, să respecte pe cetățeanul, nu să-l subjuge și nu să-l disprețuiască. Asta e altă discuție. De Canada sau de România? Nu, eu vorbesc de România, un vis. Da. Eu vorbesc de niște principii liberale. Da. Deci dacă vrem asta nu spun, că nici atunci nu erau, nu funcționau. Dar, sigur, nu se pot face peste noapte. Dar ne propunem lucrul ăsta. Dacă ne propunem și spunem și cum ajungem acolo, care sunt pașii, sigur, atunci ar putea fi mult mai convingător și pentru subsemnatul, poate și pentru dumneavoastră și pentru alții din cei care ne privesc. Dar dacă toate aceste mișcări, alianțe, se fac numai, da, domnule, o să câștigăm, suntem mai buni, o să câștigăm. Eu mesajul ăsta tot îl aud de mulți ani de pe la PDL și de pe partea aia PDL. Noi suntem organizați, avem primare, avem aia, avem forță, vom câștiga. Bun, veți câștiga. Și după aia ce faceți? Asta e întrebarea pe care încă mi-o pun. Probabil că o să vă rămâne fără răspuns. Dumneavoastră vorbiți de viziune, planificare, targetare politică. Da, vorbesc de o politică de cadre. Care... sună un pic comunist așa, dar o politică de personal, o politică de promovare. Nu sună comunistă. Știți că am observat asta la toate partidele. La toate partidele, fără nicio excepție. Au ajuns să-și împartă niște funcții și nu aveau cui. Nu aveau cadre. Deci o lipsă de cadre în toate partidele fantastice. Nu mai aveau neamuri, fini. O secundă. Aveau neamuri și fini. Dar nu poți să pui la director chiar pe la... Ba, se poate. Cam la asta s-a ajuns. Ba, se poate. Cum nu se poate? Vedem. Da. Îi mai păstrez pe aia vechi, da. Mai reciclez. Se poate, nu? Se va întâmpla ceva cu PNL-ul de la Neamț. Eu să știți că în linia în care merge nu îi dau mai mult de 10%. Ca procent electoral, ținând cont și de faptul că absenteismul este din ce în ce mai mare, cei care ar fi ca virgulă grup țintă al PNL-ului sunt din ce în ce mai puțini.
Da, lucrurile sunt greu de estimat. Nu sunt sociolog, nici am, hai să zic, un pic de experiență în... Experiența dumneavoastră ne interesează ca opinie. Ce pot să vă spun? Și vă zic concret. Eu m-am implicat atât cât am putut. Aș fi vrut mai mult în campania la europarlamentar, unde n-a fost un rezultat excepțional la Piatrans pentru PNL. E drept că rezultatul a fost influențat și de alte lucruri care nu țin nici de organizația municipală, nici de organizația județeană, ci de contextul național. Știți foarte bine, povestea cu Mircea Diaconu și așa mai departe. Care Mircea Diaconu, să știți că nu numai PNL-ul i-a făcut o surpriză, tuturor. Toți am discutat în acea noapte în care se numărau voturile și cu oameni de la PSD și cu oameni de la PDL și peste tot. Numărau și își făceau cruce, nu le veneau să creadă. Au fost secții de votare în care mai mult de jumătate din secții au votat. Și pentru mine a fost o surpriză. Mă așteptam ca domnul Diaconu să intre în Parlamentul European. Dar nu așa. Nu mă așteptam la acest scor. Da. E adevărat. Dar mă așteptam pentru că era o reacție firească a electoratului după ce i s-a întâmplat și ce se întâmplă în momentul ăsta în țară. Revenind, deci am obținut un rezultat nu foarte bun, dar s-a făcut cu multă muncă în plan organizatoric, poate cu unele, hai să zicem, unele accente care puteau fi puse mai bine pe anumite zone, poate că era mai bine ca echipa să fie mai largă și să lucreze altfel, dar eforturi s-au făcut și pot să vă asigur că domnul senator Țapu, care recent a fost schimbat din funcția de președinte al organizației municipale, chiar, eu zic că chiar și-a dorit. S-a cam lăsat schimbat, chiar că nu s-a zbătut deloc. Nu știu. Nu l-am văzut să se zbată. Chiar nu știu, pentru că n-am de unde să știu lucrul ăsta, dar știu că și-a dorit foarte mult să obțină un rezultat bun și a făcut efortul și era și o gândire în perspectivă. Dincolo de asta, sigur, un nucleu dur al electoratului PNL există și în Piatra Neamț, și în Neamț, și în toată țara. Din ce în ce mai, nu știu dacă mai dezamăgit, dar mai neînțelegând din ce în ce mai mult ceea ce se întâmplă. Dar pentru a mobiliza acești oameni, pentru a scoate din această stare, trebuie să vii cu ceva, trebuie să le dai încredere. Ori încrederea nu poți să le dai decât prin propunându-le oameni de încredere, propunându-le soluții viabile și garanția că odată ajungi în poziția de a le pune în practică, le vom și face. Ori aici un lucru mult mai dificil și care nu se găsește, poate se găsește undeva și în manualele de campanie electorală, dar calitatea umană este mai presus de orice fel de manual și de strategii de astea de birou. Ce ar mai putea să spună PNL-ul nemțean după ce șeful lor, domnul Ursărescu, iese pe un post de TV și spune că PDL-ul a devenit un partid practicabil, toată treaba este bună, ne place, ne unim? Ce ar mai putea să mai spună PNL-ul peneliștilor? Eu, să știți, eu l-am susținut pe domnul Ursărescu la prima dată când a candidat la președinția organizației, da? De ce? Pentru că acelera contextul atunci. Am crezut că se poate face o unificare și o consolidare a unității pe tot județul. Domnul s-a avusese niște rezultate bune, personale, la Roman, atunci unde a candidat, a obținut scoruri bune. Deci ne-am gândit că, domnule, înseamnă că știe să facă campanie. Numai că în ultima perioadă mi se pare că domnia sa înțelege că politica înseamnă să fii întotdeauna de acord cu șefii tăi. Ori că sunt de la partidul tău sau de la partid, asta rămâne de discutat. Sigur că văd și eu punctajele astea de partid, că astea sunt niște punctaje care vin de la niște corifee comunicării dintr-un birou de undeva de la București. Și dumneavoastră știți foarte bine, toate partidele primesc, toți comunicatorii partidelor primesc astfel de materiale. Dar ele sunt până la urmă, cel puțin așa văd eu, orientative. Nu poate ști cel care face acel material care este contextul în orașul tău, în județul tău și
și care sunt nuanțele pe care trebuie să le dau. Atunci, când preiei ceva, dar nu trebuie să o citești motamo, trebuie să te mai adaptezi cu mesajul la ceea ce este la tine în curte. Că a devenit partid frecventabil, nu știu, nu, până la urmă... Nu este puțin penibil? Până la urmă este un partid care a obținut încrederea foarte mulți nemțeni, este adevărat, prin liderii săi, prin activitatea pe care a făcut-o. A cam dispărut. Prin, nu știu, prin sacoșe, cizme, pachete și ce veți să mai spuneți dumneavoastră, o fi... și eu cred la fel ca dumneavoastră ar fi trebuit lăsat să dispară. Nu trebuiau luați la remorcă, că asta vine PNL-ul, vine PNL-ul acum și îmi spune că... PNL e un fel de dero, așa, pentru... Nu neapărat că este un dero, dar este foarte penibil pentru mine ca om să mă uit la un PNL care în campania de la locale mi-a țipat în cap că nu une PR cu Culiță Tărâță, care a falimentat, a dat oameni afară, nu PDL-ul cu Gheorghe Ștefan, spunea, exact cu ăștia s-a lipit. După ce vine toată campania și îmi face capul mare că ăștia sunt cei mai răi, cele mai rele lucruri de pe această lume, cu ei se lipește și devin frecventabil amândoi. Eu cred că mai tare de atât nu putea să-și dea, nu putea nimeni să lovească în PNL mai tare decât a lovit singur PNL-ul în el. Bun, dacă revenim la subiectul local din 2012, acolo e altă. De acolo, de fapt, a pornit desprinderea mea de actuala conducere. Eu nu am fost de acord cu candidatul propus de PNL atunci pentru Consiliul Județean. Nu, și repet, nu a fost o chestiune personală. Nu prea a fost candidatul PNL-ului, da. Nu, a fost, oficial a fost candidatul PNL-ului. Nu a fost o chestiune personală, ci o chestiune, dacă vreți... De principiu. O dată de principiu și una chiar practică. Și am și spus-o atunci, în interior, că nu am ieșit pe posturi să strig lucrul ăsta și nu era cazul. Am spus, dom'le, nu este normal, odată candidatul nostru a fost 4 ani de zile până acum la partidul cu care ne luptăm. Și nu numai asta, a tăiat fonduri de la primarii noștri, nu că a vrut domnia sa, ci pentru că așa i-au impus cei care îl susțineau la momentul ăla. Eu știu foarte bine lucrul ăsta. Deci cum credeți voi, colegii mei, că primarii PNL care 4 ani au suferit din cauza asta, dacă le-a fi tăiat, cum să zic, justificat, nu comenta nimeni, dar dacă ți se tai niște fonduri nejustificat și nu ți se dau niște bani pentru finalizarea unor investiții, sigur că e o frustrare foarte mare. Deci cum credeți că va fi susținut de oamenii ăștia? Pe față poate, nu știu, unii o să-i spună ceva, alții nu o să-i spună, dar știți foarte bine cum e România, că lucrurile se... De multe ori este o diferență între ce se afișează și ce se face. Unii chiar i-au spus în față că nu vor susține și nu... rezultatul era previzibil. Pe urmă, eu am mai spus ceva atunci la momentul ăla. Nu este normal ca PSD-ul. Eram în USL, nu? Cum s-a făcut? Cum am negociat? Mă rog, dăm la o parte. Dar în momentul în care PSD-ul nu avea o candidatură majoră la Neamț, și aici mă refer primăria Piatra Neamț sau Consiliul Județean, președinția Consiliului Județean, este clar că nu mai era atât de mobilizat să lupte pentru scopul comun. Lupta a fost până și-au impus candidații pe locurile pe care le-au avut pe listă la Consiliul Județean, pe la Consiliul Local al Primării, după care... Păi, dar PNL-ul a ținut să-și pună, să facă, să dreagă, să... Păi, nu știu cine a ținut, pentru că v-am spus... PNL-ul a vrut să fie cocoș. Da, nu. Nu știu. Eu știu că aproape până în ultimul moment era vorba PSD-ul să-și propună. Da, și au fost dispute aprigi și... Da, s-au negociat, s-au mers la București sau... Da, după care a ajuns să se spună pe la București și asta vă pot spune absolut sigur, că am auzit-o cu urechile mele că domnule ar fi câștigat candidatul PNL-ului dacă candidatul la primărie a fost mai puternic și ar fi adus voturi mai multe. Sunteți de acord cu mine că ar fi câștigat dacă candidatul PNL-ului, fără nicio discuție, fluierând? Eu cred că ar fi câștigat și domnul Drăgușanu dacă ar fi fost susținut 100% de dar toate... Dar dacă rămânea, să spunem, domnul Chirilă câștiga primăria? Nu cred că avea mai multe șanse decât domnul Drăgușanu. Și asta vă spun din
Pentru că domnul Viorel Chirilă, pe care îl stimez foarte mult, la fel ca și subsemnatul și alți colegi, aveam un anumit istoric în politica locală. Ori, istoricul ăsta nu-ți faci numai prietenii, îți mai faci și, fără să vrei câteodată, anumite... Da. Și atunci, venind cineva care n-a mai fost implicat în activitatea, ăsta era profilul de candidat identificat nu de mine, ci de sociologii care au făcut evaluări. Venind un tânăr, nou în politică, cu alt elan, să spunem așa, fără schelete, nu sau cum se spune, îndulat, așa, cu atât mai mult ar fi putut fi susținut de toată lumea. Dacă ți-ar fi dorit o campanie, într-adevăr, care se întâmplă la câștig. Dacă ar fi avut și un candidat la Consiliul Județean cu care să facă un tandem pe același profil, sau măcar, eu știu, cineva fără un istoric controversat, eu cred că rezultatul ar fi fost altfel. A venit un SMS și chiar îmi place SMS-ul, am să-l lipesc cu altă întrebare. Întreabă un telespectator: câtă încredere aveți în calitățile de lider ale noului șef Luca Iulian, care în curând va fi coleg de bancă cu Gheorghe Ștefan? Ce să vezi! Deci, dacă eu îi văd pe acești doi oameni la o conferință de presă, rog pe toată lumea să stea puțin ca să pot să râd 5 minute și după aceea să înceapă conferința. Cum e asta domnului Iulian, domnului Luca lângă domnul Gheorghe Ștefan la o conferință de presă, promovând valorile liberale? Eu nu cred că veți vedea lucrul ăsta. Nu știu de ce, dar nu cred. Aveți încredere în calitățile dumnealui de lider? Să este oportun să conducă organizația? Eu cred că trebuie să vedem ce va face domnul Luca în perioada următoare. E de vreme să mă pronunț. Domnia sa e un liberal fără discuție din cei care au și-au luptat. Prin anii, da. Și-au luptat. Da. A luptat, sigur, cu puterile domniei sale și cu capacitatea domniei sale. Acum se va vedea dacă are, până acum nu știu dacă a condus vreo organizație. Nu cred. Este prima dată când are această oportunitate și hai să vedem ce va face. Acum să vedem dacă nu se zbate domnul Țapu. Dacă se zbate și nu vrea să stea deoparte și... Nu, problema s-ar putea să nu fie tranșată deja. Asta e problema oricărui lider din oricare organizație. Totul depinde de talentul domnului Luca de a-și atrage lângă domnia sa cât mai mulți oameni pe care se poată baza în activitatea pe care o dorește să o coordoneze. Deci cu tot respectul... Dacă a fost pus acolo numai ca să s-a propus, că încă n-a fost ales, trebuie să mai fie și ales. Da, nu știu ce să vă spun. Eu l-am văzut pe domnul Luca luptându-se cu PDL-ul. L-am văzut, nu știu, l-am perceput ca pe un războinic. Dar de fiecare dată pe câmpul de bătălie l-am cam văzut singur. PNL-ul nu era pe lângă el. Deci el s-a bătut cu PDL-ul, s-a bătut cu Gheorghe Ștefan, s-a bătut cu toată lumea contra vântului, dar PNL-ul l-a cam lăsat singur în trașee. Depinde la cine vă referiți. Cei care se dădeau lideri la PNL. Da. Și ar fi trebuit să fie alături de oamenii lor. Aici v-am spus, rămâne de văzut, aici sunt mai multe lucruri, e și capacitatea de organizator în discuție și capacitatea de dialog și e nevoie de foarte multă răbdare, de foarte mult timp. Dar eu consider că atâta timp cât chiar de la București lucrurile nu sunt în regulă, că nu-ți respecti regulile din propria ogradă, nu ai cum să progresezi. Da, vom lua o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Am revenit.
stau și mă gândesc la zecile de peneliști care i-am întâlnit în județul Neamț în timpul campaniei, care au explicat la toate rudele, la toată lumea, cât de rău e cu Culiță și cu Ștefan. Cum se duc acei oameni, acum zeci, sute de oameni, cum se duc ei la rudele lor să le spună, știi, Ursărescu a zis că a devenit practicabil și Tărâță și Ștefan. Nu e o situație foarte penibilă pentru toți activiștii PNL? Pentru că la vârf, ca la vârf, te speli, dai cu basca de pământ, o pui înapoi în cap. Dar oamenii aia au fost, au vorbit cu rude, cu prieteni, cu... Acum ce le spun oare acei oameni? Și în Neamț, cum se întâmplă și la nivel național, lupta politică e prea mult personalizată, din punctul meu de vedere. Eu am spus și domnului președinte PNL Neamț, atunci în 2012, când erau acele atacuri la adresa domnului Tărâță, dar pentru ce faci lucrul ăsta? În primul rând că nu sunt documentate suficient, sunt niște atacuri la persoană și care în campanie se știe foarte clar, nu îți va aduce nici dumitale, nici nouă, nici nimănui, niciun fel de avantaj. Trebuie să înțelegem că adversarii politici sunt doar adversari politici atât, nu sunt dușmani personali. Și dacă vrei să duci o luptă politică, du-o cu argumente, du-o făcând în așa fel încât tu să-ți faci campania mai bună, nu atacându-l pe justificat sau nu. Eu am o altă vorbă. În momentul în care arunci cu lături în cineva... Trebuie să aștepți să-ți se întoarcă. Nu neapărat, dar chiar dacă reușești să-l îngropi în lături pe acel cineva, în momentul în care te vei sui, te vei sui pe un morman de lături și vei mirosi și tu. Exact, e discutabil. Exact. E, ce s-a întâmplat? Tot ce vedeți azi în contextul politic, să spunem, din județul Neamț, e rezultatul acelei campanii, după mine, exagerat de agresive, așa, la nivel de imagine, dar mai puțin profesioniste în substrat. Pe urmă, știți, s-au refăcut acele alianțe, UNPR-ul a bătut palma cu PSD-ul, s-a făcut USL-ul, dar animozitățile și, nu știu, resentimentele, cum vreți să le spuneți, astea au rămas în substrat. Astea au fost dintotdeauna. E greu să se șteargă. Vă spun eu, în subsidiar, PSD-ul decontează și acum acea expresie cu baronii locali PSD. Da, da, da. Pentru da. Că Culiță Tărâță, ne place, nu ne place, a fost un baron local PSD, a închis niște fabrici, nu neapărat poate din vina lui, din vina sorții, din vina economiei, a lăsat niște oameni drum. PSD-ul și acum decontează faptul că baronii PSD ar fi distrus industria Neamțului. Că acei baroni PSD acum nu mai sunt în PSD, asta este altă discuție. Aici e o discuție relativ. Eu nu vreau să intru în tărâmul ăsta. Eu personal vă duc eu în alt tărâm, că mai avem un SMS. Da. Ca opinie. Aici întreabă cine este mai dictator. Nu. Cine este așa mai nu suportă critici ca șef politic? Ștefan, Ursărescu sau Tărâță? Cine este el așa mai șef de eu, șef. Eu, nu știu, eu unul pe domnul Tărâță îl apreciez pentru ceea ce a făcut în activitatea de economică a domniei sale. Totuși, să nu uităm, dă de lucru la mii de oameni, că au fost și anumite aspecte de care a spus dumneavoastră, nu știu, n-am suficiente date să comentez lucrul ăsta. Deci, lăsăm la o parte pe domnul Tărâță, eu când alții, pe dumneavoastră. Pe când alții la care știu că vă gândiți, într-adevăr, după ei nu a rămas nimic. S-a ales praful și pulberea. Deci eu pot să pun pariu și vă dau scris că dacă vă dau dumneavoastră subvenția care o ia TCE în fiecare an, dumneavoastră veți angaja de două ori mai mulți oameni. Eu vă dau scris că veți crea de două ori mai multe locuri de muncă. Eu vă știu pe dumneavoastră ca afaceri, știu cum aveți viziunea, știu cum vă comportați cu angajații. Doamne, deci... nu vreau să fac agricultură, nu, să știți, nu vreau. Deci eu v-am spus, subvenția care vreau. O primește, dacă vă dau dumneavoastră, cel puțin de două ori mai mulți angajați și toți din Neamț. Acum revenim deci, la chestiunea cu criticile. Suportă vreunul critici?
Este consiliabil, V1, este... Să știți că pe... E greu de... Despre domnul Tăriță, iar dați-mi voie, nu știu, pentru că nu am colaborat cu domnia sa în domeniul ăsta și chiar nu știu. Nu pot să vă spun lucrul ăsta. Mie mi se pare un om deschis la alte opinii. Discutând, sigur, de pe alte poziții. Nu știu, din postura de... N-am fost nici coleg de partid cu domnia sa, nu știu. Domnul Ștefan, sigur, nu prea frumos să vorbim în lipsă așa. Dar fiind o discuție de sâmbătă și nu cu răutate, cred că nu se supere. Nu o să se supere. Domnul Ștefan, să știți, declara la ședințele de partid și în întâlnirile, în discuțiile pe care le aveam atunci când eram colegi în PNL, că domnule, trebuie să ascultăm părerea oricui. Spunea chiar, nu știu, a unui om sau unei femei de servici, dacă vine și îmi spune ceva, eu o iau în seamă, că poate femeia are dreptate. Cred că la începuturile activității politice ale domniei sale în PNL, de când știu eu, chiar ținea cont de opinia, sigur, ora noastră a colegilor de partid, ora consultanților, ora altor oameni cu care discuta pe stradă. Chiar dacă pe moment nu arăta lucrul ăsta, totuși domnia s-a analizat undeva și după aceea, din acțiunile pe care le făcea, se dă seama că totuși a înțeles niște lucruri. După care, sigur, a început să țină cont mai puțin de alte păieri, dar poate că a început, de fapt, e altceva, poate că a început sau a fost obligat să țină cont de părerile altora da. mai de sus. Și atunci când ești obligat să ții cont de părerile altora mai de sus, sigur că nu mai e cum să vezi și să ții cont de părerile celor de jos. Deci aici cred că SMS-ul trebuia să precizeze de părerile șefilor sau de părerile celorlalți. Să știți că și noi îi analizăm așa din exterior. Părerea mea, opinia mea, dacă mă înșel. Gheorghe Ștefan, de exemplu, dacă i-a spus Vișan că nu, păi nu e. Dacă i-a spus, are câțiva consultanți de care ascultă, i-a spus că nu. Da, este posibil. Este o chestie de specialitate. Da, da. Dar, nu se încăpățânează ca asta. Dar eu cred că pe alocuri a greșit ținând cont de... Da, e posibil, e foarte posibil. Strict la domnul Ursărescu, poate eu îl percep greșit, dar alături de mine mulți oameni îl percep ca genul de lider care nu se poate simți confortabil decât în prezența celor care să rămână șeful. Da, șeful. Cred că aspectul ăsta nici nu mai trebuie comentat. E suficient să vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani în PNL. Eu, unul, cred că e foarte bine să te înconjori cu cât mai mulți oameni puternici, oameni de valoare, oameni profesioniști în domeniul lor, pentru că, până la urmă, oricare din ei se poate să-ți ia locul atunci când se întâmplă ceva. Poate eu, de exemplu, am greșit câteodată că nu am luat niște măsuri cu niște oameni care s-au dovedit nu tocmai de bună credință. Dar am făcut-o tocmai din dorința de a consolida o echipă. Domnia sa, nu știu, are un drum propriu care, după mine, nu duce la nimic bun pentru organizație. De fapt, nici nu mai este organizație. Hai să fim... Nici nu mai există. Păi iarăși... Există un grup care se întâlnește, bea o cafea pe terasă la Hotel Roman, se mai împarte o funcție, se mai stă de vorbă cu unul cu altul, se mai dă un comunicat și cam asta e activitatea politică. Un pic de agitație prin campanie, un turneu de ăsta și mai sunt amenințați primarii că sunt dați afară dacă nu fac așa. Și ei nu mai pot de atât de amenințări. Da, exact. Da. Cam asta e toată activitatea. Am văzut ieri la conferința de presă, da, domnul Puteanu era așa mai... Dar am văzut o altă față a PNL-ului care, sincer, nu o cunoșteam, asta cu negi tot ce ai făcut până la un moment dat. Chiar întrebasem ieri la conferința de presă cum e cu domnul Ignat. Fraților, s-a făcut mare tamtam, a chemat toată presa la Târgu Neamț, ne-am uitat cum l-ați mazilit, acum nu mai trimiteți hârtie la
Cârjă, să scoateți. Ideea trebuie să vină la București după ăsta, nu știu, după ăsta nou, dar după ăla vechi cel puțin și așa cred că și după ăsta nou. Trebuia să vină o hârtie la secretariatul partidului la București. Este o situație... Nu știu dacă a venit sau n-a venit. Este o situație foarte penibilă pentru PNL în care un domn exclus din PNL cu tam-tam și cu toată lumea de față, care acum are cartea de vizită pe care scrie PNCCD și votează pentru PNL. Nu scrie PNCCD, scrie Inițiativa Liberală. Nu, ai auzit dumneavoastră, am eu una mai nouă cu PNCCD. Este una mai nouă cu PNCCD. Păi, și votează numele PNL. E puțin jenant. Chiar amănuntele astea administrative nu le cunosc. Și atunci eu cred și excluderea domnului Ignat a fost o măsură pripită. Păi l-a exclus, haideți să fim serioși, l-a exclus pentru că s-a dus la un post local care nu trebuia să se ducă atunci, era embarcou la postul local și după ce l-a exclus, la 3 zile era domnul Ursărescu la postul respectiv. Deci a fost o treabă așa. Probabil că a fost un pretext. Nu, a trebuit să înțeleagă liderii politici în general, că o funcție nu înseamnă privilegii. Bun, acum în opoziție prea multe privilegii nici nu prea mai sunt așa, doar Ba da, să știți, să știți că se plătesc foarte scump mâinile moarte. N-am știut. Da, eu am văzut câțiva contracandidați puși pentru anumiți candidați. Da, poate că și... Deși poate opoziția poate să adevărat. Câștige. Tocmai de aceea vedeți acest melanj, această mișcare browniană a politicii românești te face la un moment dat să te gândești dacă nu-i mai bine să cauți alte soluții. Nu s-a înțeles foarte mult din fenomenul Mircea Diaconu de la europarlamentare. Nu, el a fost un semnal fantastic. S-a trecut foarte ușor peste lucrul ăsta și foarte puțini lideri, și aici zic din toate partidele, au înțeles de fapt ar fi trebuit să înțeleagă de ce tot acest văluc cu independenții a pornit de la acea, să-i spunem, simulare de independent cu primăria Capitalei, unde a fost susținut primarul Capitalei, el a zis că este independent și a fost susținut de PSD din spate și de la cazul Oprescu încoace partea cu independenții tot crește. Da. Pe, la aceste alegeri europarlamentare în Neamț au fost 15.000 de voturi către independenți din 50.000. Da. Deci e un procent aproape dublu față de alegerile trecute. Tocmai și nu e întâmplător. E și o reacție nu doar a electoratului, ci chiar a militanților, a activiștilor, cum omul se spune este scârbit de politică. Nu, când văd ce se întâmplă în propriile organizații, cu șef, cu cei care muncesc, nu... Păi o secundă, că am făcut un calcul, am luat o secție de vot și am spus PNL-ul au adus atâta la sută, pentru că sunt membrii lor, PSD-ul au adus cam atâta, cam câți au pe tot județul, ca membri, cam câți au... Și să știți că undeva în jur de 20% la fiecare partid mare, PNL, PSD, mi-au ieșit că 20% din cei cărați la vot, cărați, convinși să vină la vot, au votat cu Mircea Diaconu. Eu cred că la PNL procentul și mai mare. Da. Cel puțin pe Piatra Neamț. Haide să votați cu noi și au spus da. Da. Și e pe undeva... Am votat cu tine, șeful. Și pe undeva este de înțeles. Au fost undeva în jur de 1000 de buletine de vot anulate la Piatra Neamț cu două ștampile, PNL și Mircea Diaconu. Da, știu. Deci știu. Aceste semnale ar trebui să fie nu de alarmă, da, de panică. Și atunci, în loc să vii să promovezi o deschidere față de persoane și personalități, să încerci să vii cu soluții normale, pentru omul de rând, nu cu lucruri spectaculoase, nu să facem teorie despre dreapta, stânga și așa mai departe. Vreau să fac asta ca să fie omului viața mai ușoară, că nu poți să-l faci bogat peste noapte. Dar să-i ușurezi cu ceva, să-i dea niște soluții. Să te vadă că te bați pentru ăsta, că te bați în Parlament, că te bați în Consiliul Local, că te bați în Consiliul Județean, că promovezi, faci un pic de headhunting din ăsta, nu? Așa se spune. Faci un pic pe piața politică sau, nu politică, cetățenească dacă vreți, locală, să vezi, dom'le, cam ce lideri
sunt pe domeniu. Hai să vedem, să încercăm să atragem legături, să găsim soluții, să avem o emulație de genul ăsta, în loc de, dar nu ce facem, ne ascundem după un paravan frumos, scrie mare, marele partid de dreapta, MPNL, așa, MPNL. Și în spate sunt vechii tovarăși sau vechii adversari care își dau mâna pentru un scop nedefinit. Dar să încă. Știți că, să știți că poate... Avem candidat încă, nu știu, poate știți dumneavoastră mai bine, eu știu că încă n-avem. Deocamdată nu. Să știți că poate la o adică treci peste orice și peste aceste bolmojeli și bârligări politice. Poate zici că politica este o doamnă și te combinte, răsucești, accept, dai mână. Lucrul ăsta, dar să fie, dar problema este la nivel de jos să meargă lucrurile cum trebuie. Să zicem că ești un partid care chiar nu mai contează cei de jos. Ai ajuns la nivelul ăla de indiferență politică în care tragi doar pentru tine. Problema cea mai mare care o văd eu la PNL din exterior, stând de vorbă cu oamenii din interior, este că din urma tuturor acestor combinații, nici măcar peneliștii nu au avut de câștigat ceva. Și peneliștii sunt supărați pe propriul partid care a făcut tot felul de compromisuri în urma cărora nu s-au ales nici măcar ei cu ceva, nimeni cu nimic, decât câțiva la vârf și atât. E bine, faceți precizare. Da, deci câțiva la vârf au făcut tot felul de compromisuri pentru ei personal. Partidul nu a profitat, să spunem cinstit, nici financiar, nici moral, nici ca masă de votanți, nici ca poziție. Eu cred că acum am fi avut ocazia la alegerile care vin. Să fiți o alternativă. Să fim o alternativă. Corect. Cu domnul Iohannis, foarte bine. Eu zic că e un candidat foarte bun și care poate capta... De ce aveam nevoie de această... Oricum intram în turul 2. Credeți că fie partidul PDL-ul sau PNL-ul sau PSD-ul are așa alegătorii într-o cutie și scoate și învârte cu cheița și trimite acolo? Nu îi are nimeni. Așa. Nu poate să spună că da, nu, las că e electoratul PDL-ului care e a lui, domnule, și vine acum cu noi și facem nu știu ce. Nu facem nimic. Așa au oamenii, aveau electorat cei de la PNCCD, să nu uităm. Avea România foarte... mare 20%, să nu uităm. Dar nu-i aveau într-o cutiuță. Nu, păi au dispărut. Nu-i puteau, exact, nu-i puteau manevra. Oamenii, până la urmă, gândesc cu propria minte și cu propriile sentimente. Hai că la noi e mai mult sentiment decât rațiune, de multe ori. Până la urmă, ei erau cei care ar fi venit și ar fi venit fără să fie chemați de domnul Blaga, nu? Să voteze pentru candidatul PNL, să spunem. Și atunci de ce să-i salvăm pe niște oameni care au făcut rău României? Poate nu fiecare individual și personal, dar pentru sistemul pe care l-au menținut și care azi ne sugumă economia, ne sugumă educația, sănătatea, sunt responsabili. Sunt responsabili. Și acum noi să-i girăm, să spunem, da, acum ați buni. S-au curățat de nu știu care și... După ce de zile v-ați bătut cu ei. Bun. Și să lăsați în pace și de alte instituții, nu se leagă, nu își aduce nimeni aminte de ei, ei sunt foarte buni. Dar fiindcă de dreapta, nu? Da, mai sunt niște întrebări stricte de interiorul PNL-ului cu doamna Roca, cu asta nu cred că sunt pentru emisiunea noastră, dacă mâine vor fi alegeri la anticipate la Consiliul Județean. Ce candidați de la toate partidele ar avea șanse reale? Pe cine ați vedea dumneavoastră? Un candidat cu șanse reale la Consiliul Județean. Dar și la Consiliul Județean și la primărie. Așa ne-a întrebat eu ce să-i fac. Da. E greu să spun. Nu știu la Consiliul Județean, dar eu cred că pentru primărie. Și mai aici mă refer la primăria Piatra Neamț. O inițiativă de independenți sau de o inițiativă mai mult pe profil cetățenesc ar putea să câștige alegerile în Piatra Neamț și eu aș susține o astfel de inițiativă. Îl vedeți pe un domnul Chiril pregătit în laboratoarele TCE? Nu știu dacă își mai dorește. Nu. Care e domnul Chiril? Domnul Chiril, am văzut. Viorel? Da. Nu cred că își mai dorește domnul Chiril. Păi depinde. Nu, eu cred că domnia asta e mult... Dar ar susține. Cred că ar susține o astfel de inițiativă. Nu, trebuie să... Eu m-aș gândi foarte serios la o astfel de inițiativă. Pentru că altfel, ce faci? Te regimentezi într-un... sub flamura unui partid anume și pe urmă te trezești că peste capul tău, deși tu îți faci treaba la nivel de organizație, peste capul tău, undeva pe la București, se duce șeful de la nu știu care cu șeful ăla, își dau mâna
Și tu ești, eu vă spun asta pentru că am auzit de la un mare lider politic de la București exact ideea asta. Lasă-mă, hai să bat, se bat furnicile alea acolo la, la Neamț, la Botoșan, la Iași, nu știu unde, în altă parte. Și noi aici, ne dăm mâna, facem ca lucrurile să fie bine. Așa că am fost în ultimii ani, din păcate. Da. Din păcate și pentru mine. Și un domn cu mare, mare funcție la PNL acum. PNL-ul este care și pentru mine asta. O dezamăgire, pentru că eu fiind privat și lucrând în mediul privat, nu am cum să fiu altfel decât liberal. Deci nu ai cum altfel, ca virgulă doctrină. Adevărul este că nici nu prea mai există. Mai există vreo doctrină la vreun partid? Ați observat dumneavoastră ceva? Eu zic vreun că partid eu, care se ghideze? Doctrină există și anumite accente absolut că există sau ar trebui să existe și amprenta trebuie să-și opună pe anumite direcții. Sunt lucruri foarte simple care țin de doctrina liberală, dacă vrei, și care se pot face și mâine. Că o face, că le fac un partid de guvernământ social-democrat sau altcineva, ar fi foarte bine să se ia mai multe măsuri de tip liberal. Fără a da, însă, într-o extrema cealaltă. Trebuie totdeauna găsit o cale de mijloc și adaptată la realitățile de acum. Chiar am auzit zile trecute, n-am apucat să aprofundez, o discuție la partidul domnului Tăricianu, la nou Partidul Liberal Reformator, o discuție despre, mă rog, viitorul program politic, cum că cota unică n-ar mai fi de actualitate. Și eu susțin lucrul ăsta. Și eu cred la fel. A trecut momentul în care să se facă acumularea aceasta și care duce până la urmă la o stratificare foarte mare a societății. Ăsta e adevărul. Corect. Cel puțin așa cum s-a înțeles la noi. Corect. Și atunci, în loc să căutăm tot felul de taxe, accize, supraaccize, cum este concepția actualului guvern, poate ar fi mai curajos și mai înțeles să spun, nu, hai să renunțăm un pic la cota unică. Nu vreau să impozităm pe cineva diferit pentru că, știu, un spațiu îl folosește la activități comerciale sau îl folosește, nu știu, pentru altceva. Dar mi se pare firesc ca totuși cota de impozit să fie diferențiată pe măsura profitului sau venitului. Nu e normal ca cineva care câștigă 1.000.000 de euro, nu pe an, să plătească tot 16% impozite cât câștigă și cineva care... Da, sistemul care spuneți dumneavoastră funcționează perfect în Statele Unite. Noi mai avem mult până la ajunge la nivelul lor. Nu, dar v-am spus, iată o idee pe care trebuie să discutăm. Inclusiv în campania. Noi ce discutăm? Că ăla e rău și eu sunt bun. Asta e tot? S-ar putea să nu avem altceva de discutat. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența în această emisiune. Pentru telespectatori e bine să anunț că este ultima emisiune de vorbă cu Iosub Robert la acest post TV. Ea va continua, cum v-ați obișnuit, la Ziar Piatra Neamț și Neamț.tv. Să sperăm că liberalii, haide să nu îi ducem chiar la nivelul interbelic, dar poate se vor apropia de ceea ce ar trebui să reprezinte și poate îi vom vedea într-un anumit moment din nou singuri în fața electoratului, nu tot în tot felul de combinații. Da. Dacă vor avea puterea de a se sacrifica, nu? Dacă vor avea puterea de a găsi lideri cu mai multă dorință de a schimba lucrurile și cu mai multă putere și determinare de a o face, sunt sigur că se va putea găsi o alternativă la ceea ce se întâmplă azi în România. Și nu mă refer doar la partea de guvernare, ci la modul cum funcționează societatea în ansamblu. Vă mulțumesc frumos, mulțumim frumos și dumneavoastră pentru atenție. Așteptăm cu nerăbdare să vedem partidele din România singure în fața electoratului, măsurându-și potența politică, nu în tot felul de combinații. O zi frumoasă a continuare!